Este, stați un pic să ies eu. Ăsta e un podcast pentru cei care zilele astea se dovedesc a fi extrem de proști și postează pe Facebook chestia aia cu: dacă trimiți o carte unde îți zic eu să o trimiți, vei primi 36 de cărți. Deci, ca să o lămurim, așa ceva nu se poate. Și doi, ești fie foarte prost, fie foarte lacom dacă te-ai băgat în schema asta. Și o luăm pe rând. Asta e o schemă Ponzi, o schemă piramidală, cum a fost și Caritasul, cum au fost o droaie de alte escrocherii. Eu sunt șocat că încă mai există imbecili care pun botul la așa ceva. Luați vă rog un băiețel de clasa 10, a 9, a 11, de cât vreți voi, unul care învață, nu un dobitoc care îi curge din gură, și puneți-l să vă facă o progresie geometrică, de tipul acestei scheme. O listă de 6 persoane, tu trimiți o carte primeia, te adaugi la finalul listei și primești 36 de cărți. Nu e greu pentru un copil care știe matematică, e ușor. O să vedeți că de la nivelul 8 încolo, bă, se adună niște oameni. Adică, ca să înțelegeți pe scurt, varianta asta e că la nivelul 10, deci când progresia crește, în chestia asta sunt implicați 10 milioane de oameni. Deci voi chiar credeți că... Deci tu, ca să iei card, să-ți vină rândul la cărți, trebuie să ajungi la nivelul 6. Într-o schemă piramidală de tipul ăsta, în care implici 10 milioane de oameni, ceea ce este imposibil, niciodată nu va... Adică suntem o țară cu foarte mulți proști, dar nu atât de mulți. Deci la nivelul ăla, doar 3% primești ceva, pentru că jocul se oprește. Pentru că unii decid doar să-și adauge numele la listă și să nu trimite, pentru că unii se trezesc și zic: bă, sunt prost de bobă, azi eu nu mai fac asta. Deci schema piramidală, trimite o carte și primești 36, e un căcat pansat la care ai pus botul ca un dobitoc. Nu există așa ceva. Plus că asta mai spune ceva despre tine pentru cei care văd postarea ta. Spune, de exemplu, că ești foarte lacom, că vrei 36 de cărți. Bă, știi ce înseamnă 36 de cărți? Să le primești acum înseamnă să citești 3 cărți pe lună tot anul. Nu tot anul, un an întreg, că anul ăsta a început de câteva luni. Băi, sigur că citești 3 cărți pe lună? Adică tu ca om așa poți? La fel, mă uit la cei care își încurajează copiii. Bă, nu mai face stâmpeniile astea. Bineînțeles că jocul nu va merge și copilul tău se va simți într-una din cele 3 situații. Se va simți escrocat, ceea ce este adevărat, că a fost escrocat ca un bou. Se va simți dat la o parte, adică uite, jocul a mers, dar mie nu mi-au trimis, știi? Își va pierde încrederea în mecanismele sociale și te va băga într-o schemă în care va trebui să-i cumperi în pana mea 36 de cărți, le pui pe preș, pentru că tu ești un dobitoc și l-ai lăsat să se bage rahatul ăsta. Nu mai zic că genul ăsta de scheme în foarte multe țări sunt ilegale. Uite, de exemplu, în Anglia, în Statele Unite, orice formă de corespondență care îi presupune retrimiterea corespondenței e considerată joc de noroc, fraudă fiscală și spălare de fucking bani. Eu zic că nu suntem departe până când și la noi genul ăsta de căcaturi vor fi considerate ilegale, lucru care ar fi binevenit, dar până la momentul ăla, te rog, fă doar schema aia cu progresia geometrică și ai să vezi că nu se poate ce vrei tu, că... Adică e foarte simplu să mulțești 36 cu 6 ca să vezi când îți vine ție rândul și să vezi cam ce șanse ai să primești cărțile astea lui Pește Prăjit, cu care oricum n-ai ce face, că e clar că nu citești, ești un trepanat de scurge din gură dacă ai pus botul la rahatul ăsta. Adaug și un ultim element și vă las în pace. Chestiile astea te pregătesc pe tine mental pentru a fi tras în țeapă, înțelegi? Adică dacă tu accepti mizeria asta cu cărțile, că e posibilă, mâine o să accept și o chestie de tip FNI, că depui banii la noi și ți dăm de 8 ori înapoi. Înțelegi? O să accept și schema aia, lasă-mă să o trag puțin nevestei tale și tu o să o tragi gemenelor de la scara 2. Adică hai să nu mai fim proști, da? Hai să nu mai distribuim orice căcat, care nu numai că ne portretizează așa ca pe imbecili de ne curge din gură și, mă rog, duși cu capul, ne portretizează și ca posibili instigatori la escrocarea altor oameni nevinovați.
uite, să zicem că îți trimit pun botul la postarea ta și trimit o carte unde zici tu. Bă, în două săptămâni vin după tine dacă nu primești 36 de cărți. Bă, bune, vin după tine să-ți rup capul, generic vorbind, adică să mă duc la poliție, să-ți fac o plângere pentru înșelăciune. Pentru că eu am dat 30 de lei pe cartea aia nouă, cum ai zis tu, să fie nouă, și nu am primit cărțile mele. Unii cărțile mele, mă, dobitocule. Unde? Băule.